E vino pure aici, apa la mine în curte. În zorii zilei, la Giurgiu a început să plouă torențial, un fenomen de altfel anunțat de meteorologi în cursul zilei de joi. În circa două ore de ploaie, multe străzi din Giurgiu au devenit impracticabile, așa că șoferii fie au ales rute ocolitoare, fie au trecut cu mașinile prin apa care trecea de bordură. Pe strada Maringelea, pe o porțiune de câțiva zeci de metri, nu s-a putut trece. Locuitorii de aici spun că lucrările de asfaltare au fost prost făcute, așa că la fiecare ploaie, strada se inundă. Când plouă, toată apa intră în curte. Cine a făcut canalizările să răspundă? Ce să mai spun altceva? Acum e toată curtea plină cu apă. Asta vă spun, asta vă știu să vă spun. Altceva n-am ce să vă spun. E de când s-a asfaltat, așa e? De când s-a asfaltat, a spart-o de 50 de ori, ori face canalizare, o face, pe urmă o sparge, gropi, nenorociri, primești de aici. De aici, de la cât, de la 33 până la 9 acolo, până la numărul 9, plin cu apă. Aceea situație și în cartierul Ramadan, unde canalizarea nu a făcut față precipitațiilor. Ploaia a creat serioase probleme locuitorilor de la case, cei care au curțile sub nivelul străzilor și care de ani de zile se trezesc cu curțile inundate. Aceștia spun că nu găsesc înțelegere la primărie pentru că problema lor se cunoaște, dar nimeni nu face nimic. Altă dimineață dau telefon, dar la ora 7:15 toate telefoanele au fost ocupate sau nu mi-au răspuns la telefon. Apa, primăria, de domeniul public și pompierii. Circulația n-a fost oprită, am tot făcut semn la cei de la circulație și la poliția comunitară și la circulație, au trecut bine, mersi. Toată apa la noi în curte a fost, mi-a intrat apa în casă. Nu e posibil așa ceva, nu e posibil. Așa vi se întâmplă mereu aici? Poftim? Mereu pățiți așa aici? Mereu, în permanență, asta este situația aici la noi, în permanență și aici în partea asta, la altă, la vecini și peste tot și nu răspund la telefon. Nu răspund la telefon, da. Când au nevoie de noi și primarul și viceprimarul ne cheamă să ieșim pe străzi, să le facem lor treburile. Acum nu mai au telefoanele deschise, tot timpul telefoanele lor sunt închise. Da, asta ne face nouă, primăria și consilierii locali și toți. Această bătrână de pe o ulicioară din cartierul Ramadan ne-a abordat cu lacrimi în ochi. Locuiește singură, iar apa din curte i-a pătruns în bucătărie și nu mai avea mult până să inunde și celelalte camere. Privea neputincioasă la vidanja din zonă, fără a avea însă puterea de a cere ajutor. A intrat apa în casă? Da, uite aici! Da, mă duc la primarul, nu pot să sunt diabet! Sunt cu inima, mă să ca jos! E plină până aici apa la mine în curte! Bine că de nimă în gâță! Să cred o sofețe de vieme! Să poată-mă singur, dar decât ajutorul la social! Mi-a tăiat mama apa de 4 luni, nu iau apa de la vecini mai înainte! Decât vină pe un niciorul de pălțe! Unde mai are nu să-l intre în casă, intră la bucătărică. Supădu-mă de stățelă, bădini, a intervenit echipa TV Giurgiu, care le-a sugerat muncitorilor de pe vidanjă să intervină și în curtea femeii disperate. La câteva case distanță, aceea situație. O familie formată din doi bătrâni, ambii cu deficiențe de auz, și-au chemat vecinii în ajutor când au văzut cum li se inundă curtea. Dar mai grav era că apa le-a inundat și una dintre încăperi. Așa e mereu aici? Așa este mereu. De câte ori plouă, este inundații la noi. Trebuie să cumpere o clapetă ca să pună acolo la căminul de apă. Că atunci imediat să blochează când vine după stradă și nu mai intră în casă.
așa puțin mereu cu canalizarea aici. În Giurgiu, astfel de cazuri s-au înregistrat pe tot parcursul zilei în mai toate cartierele de case unde sistemul de canalizare este deficitar. Vidanjele, puține la număr, la fel ca și numărul echipelor de intervenție, abia dacă au făcut față sesizărilor, iar la unele au acționat cu întârziere, abia după ce apa a apucat să creeze pagube materiale. Probabil și de data aceasta se va da vina pe meteorologi, dar având în vedere că este toamnă, iar de obicei în acest anotimp plouă, vor fi găsiți alți vinovați, numai că dezamăgirea oamenilor rămâne. Strada aici, cum vezi? Domnul primar își face cimitir pe Bălănoii.